Campania umanitară Calea spre Credință este dedicată persoanelor defavorizate și cu nevoi speciale, inclusiv copiilor proveniți din medii vulnerabile. Beneficiarii campaniei umanitare vor primi daruri, alimente sau produse de igienă în săptămâna luminată, în pelerinajul monahal la mănăstirile incluse în traseul spiritual. De asemenea, vor beneficia de masă caldă, transport, asistență socială adecvată, a anunțat organizatorul Mihai Căldăraru. Campania se desfășoară în perioada 22-23-24 aprilie 2022 la Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Parascheva, la Mănăstirea Prislop din Hunedoara, Sfântul Arsenie Boca și la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea, Sfântul Grigorie. Sperăm ca această campanie umanitară să dea naștere la noi rădăcini de bunătate între semeni, iar noi ne continuăm promisiunea de a ajuta. Aportul fiecăruia dintre noi ne-a făcut și ne va face mereu mai puternici și mai capabili să ducem mai departe raza de lumină și speranță, ce este catalizatorul la tot ceea ce întreprindem, a declarat Mihai Căldăraru. Abandonat de părinți, crescut prin orfelinate sau prin case de ocazie, Mihai Căldăraru a știut cel mai bine ce înseamnă viața grea în care, fără ajutorul semenilor, nu ai nicio șansă de supraviețuire. Dar viața grea l-a pregătit și întărit pentru mai târziu, iar la maturitate a început să se dedice sprijinirii și ajutorării celor nevoiași, dar și a copiilor. Munca lui de peste 10 ani în domeniul protecției sociale a fost recompensată cu postul de director general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială din România, instituție aflată în subordinea Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției Sociale.